Fostul premier al României, Victor Ponta, a făcut o vizită în municipiul Târgoviște. Mesajul lui Victor Ponta pentru dâmbovițeni a fost unul foarte clar și anume că vine cu mare drag în județul Dâmbovița și este convins că și în Dâmbovița și în restul țării, oamenii pe 11 decembrie vor vota ca să dea din nou un guvern PSD și totodată să scape România de guvernul Cioloș. Victor Ponta a ținut să sublinieze că președintele României, Klaus Iohannis, acum are și ziua lui națională, iar toți ceilalți români o să aibă ziua lor națională, asta fiind dovada clară că legătura dintre președintele Iohannis, premierul Cioloș și români nu mai există. A fost totdeauna un sprijin deosebit pentru județul nostru, pentru tot ceea ce am făcut noi timp de aproape 4 ani de zile și sunt convins că Victor Ponta va fi totdeauna alături de Dâmbovița. După cum eu vă spun că Victor Ponta va fi totdeauna foarte bine primit la Târgoviște și în județul Dâmbovița. Îi datorăm multe. De exemplu, ordonanța 28, între 20 și 30 de milioane de euro în fiecare an care au intrat în județul Dâmbovița sau Universitatea Valahia. 300 de miliarde de lei vechi investiți în 3 ani de zile într-o universitate care Victor astăzi are, ia 15-a ca număr de studenți și care n-a scăzut ca număr de studenți, deși majoritatea din țară înregistrează scăderi. Vreau doar să spun că vin de fiecare dată în Dâmbovița, că doar n-am venit acum prima dată, vin de fiecare dată cu gândul că aici colegii mei care mi-au fost alături și Adrian Țuțuianu și acum Rovana, Titus Corlățean, toți ceilalți, au făcut lucruri foarte bune pentru județul Dâmbovița, în primul rând. Eu țin minte foarte bine, în 2011, cum arăta județul Dâmbovița, de cine era condus, și toate lucrurile pe care am reușit să le facem din 2012 încoace, atât pentru județ, cât mai ales pentru oamenii care locuiesc aici. În al doilea rând, normal că sunt în campanie alături de doi miniștri din echipa pe care am condus-o și care au făcut lucruri excepționale pentru politica externă, pentru ceea ce înseamnă pentru PSD cel mai important lucru, și anume politica socială. Și să spun doar că sunt convins că și în Dâmbovița și în restul țării oamenii pe 11 ne vor vota ca să avem din nou un guvern PSD care să facă toate lucrurile bune de care spunea domnul Țuțuianu și să le facă și pe cele pe care n-am reușit noi să le facem, că întotdeauna au rămas, și mai ales să scape România de niște conducători foarte răi care nu vor binele României. Vreau să spun asta și pentru că astăzi este Sfântul Andrei, apostolul românilor, al tuturor românilor buni. Cei care nu sunt și nu se simt români și nu îl recunosc pe apostolul Andrei, e problema lor. Iar mâine va fi Ziua Națională a Românilor și a celor care cred în unire, a celor care cred într-o țară a noastră. Și eu sunt convins că ne vom bucura toți și o vom sărbători, chiar dacă acum să avem niște conducători care nu au treabă cu România și nu iubesc România, sunt împotriva românilor. Dar ni s-a mai întâmplat de-a lungul secolilor să mai avem și fanarioți, acum se numesc bruxelezi. S-a mai întâmplat să avem oameni care folosesc Ziua Națională pentru interesul lor propriu și de fiecare dată am scăpat de ei. Și așa o să scăpăm și de data asta. Un gest președintele Iohannis de a invita selectiv după criterii pentru care n-a reușit să ofere foarte multe explicații oficialitățile la Ziua Națională. Nici nu va reuși, pentru că atunci când încearcă să exprime limba română, ați văzut, se exprimă mai rău decât un elev de clasa 1-a. A spus ceva cu tumar, nu? Nici nu există în română, cred că nici în german nu există acest cuvânt. Eu vreau să vă spun însă un lucru. Domnul Iohannis, după casele sale, după palatul său, după guvernul lui, acum are și ziua lui națională. Mâine Iohannis are ziua lui națională. Și mâine o să aibă parada lui. Iar noi toți ceilalți români o să avem ziua noastră națională, parada noastră, manifestările noastre la București, la Alba Iulia, în Târgoviște, peste tot. Legătura dintre domnul Iohannis, domnul Cioloș și români nu mai există. Ei au o legătură doar cu cei care îi țin în funcții
și care, mă rog, nu mai sunt la Istanbul, nu mai sunt la Moscova, ori fi pe la Bruxelles, la Berlin, pe unde ori fi, dar în niciun caz nu stă în România. Și cred că mâine este ziua oficială a unirii din nou a tuturor românilor și a dezunirii finale dintre domnul Iohannis și români. Asta cred eu și asta o să vedeți că se va întâmpla mai repede decât ne așteptam cu toți. Știți cum? N-are rost să comentăm. Până la urmă, cred că românii au văzut și repet, mâine românii își vor serba ziua lor națională, iar domnul Iohannis cu domnul Cioloș, Claus și Julien își vor serba ziua lor. Asta e. Poate că e mai bine că se despart apele. Victor Ponta a mai spus că actuala conducere a județului a făcut foarte multe lucruri bune pentru dâmbovițeni.